Cu noi să mergem într-un punct foarte important. Mergem chiar în miezul bătăliei care se duce în centru de comandă, acolo unde îl întâlnim pe doctorul Nelu Tătaru, care este ministrul sănătății în acest moment. Domnule ministru, vă mulțumim că v-ați luat timp într-o zi foarte complicată să fiți alături de noi și de toți cei care sunt acasă. Ce au nevoie în momentul de față medicii, ce au nevoie asistentele, ce au nevoie pentru a salva cât mai multe vieți, domnule ministru? Bună ziua! Medicii au nevoie de tot ce înseamnă echipamente, de tot ce înseamnă materiale sanitare, de tot ce înseamnă aparatură, de tot ce înseamnă încredere. În acest moment ne confruntăm cu o situație deosebită. Ne confruntăm cu o situație în care toată România luptă cu ceva nevăzut. Dar nu numai toată România, toată lumea. În acest moment, dacă noi știm să fim solidari, și vă mulțumesc și dumneavoastră pentru acțiunea care desfășurați, dacă știm să fim solidari, trecem ușor, ușor peste acest moment. Vor veni zile grele, vor veni zile care depind de noi, dacă le trecem ușor sau greu. În acest moment simțim și noi cei din minister acea empatie care ne unește pe toți. În acest moment simțim efectiv că nu există factor politic, că nu există acele orgolii. Simțim că profesioniștii din fiecare dintre noi și cei din minister își fac treaba și vor să facă acest moment mai ușor. Avem un număr de cazuri, avem un număr de decese, avem o vreme frumoasă. Această vreme frumoasă poate ne îmbie sau ne fac să credem că totuși am trecut, nu am trecut. Suntem într-un moment în care un efort comun și al dumneavoastră și al nostru fac ca viitorul nostru să fie luminos, să spunem, în acest moment. Domnule ministru, nu cred că cineva, da. E o întrebare, de fapt o teamă care plutește peste noi toți și în sufletele noastre, ale tuturor. Oare atunci când mi se vor îmbolnăvi cei dragi? Sau poate mă voi îmbolnăvi eu? Pentru că sunt oameni care în continuare merg la muncă, trebuie să țină cumva economia în funcțiune. Dacă mă voi îmbolnăvi eu sau se vor îmbolnăvi cei dragi, România va putea să-i trateze? Asta este întrebarea România pe care va putea să-i aproape orice român o are față de statul român. Da, România s-a pregătit să-i trateze. România va gestiona și corpul medical din România va gestiona situația, chiar dacă va fi destul de grea. Uitați-vă că avem parte din noi, din corpul medical, care este afectat. O să intrăm într-un scenariu 4 încât această parte dintre noi afectați, care dacă vor fi asimptomatici, vor trata în continuare. Suntem pregătiți în momentul în care știm să gestionăm o criză, suntem pregătiți în momentul în care avem tot ce ne trebuie ca și echipamente, ca și aparatură. Suntem pregătiți în care cei care sunt compatrioți cu noi vor ști să respecte niște reguli, nu neapărat impuse, dar niște reguli care duc până la urmă la un deznătământ liniștit. Avem în acest moment, pentru acest stadiu, pregătit atât spitale de suport, cât și spitale de fază 1 sau 2. Suntem în acest moment încă într-un scenariu 3 în care gestionăm această situație, dar va veni un scenariu 4 în care toți împreună va trebui să trecem peste orice orgolii sau peste orice lipsuri care le-am avut până acum sau peste orice ambiție, încât momentul de după luna aprilie-mai, să știm că a fost unul în care am trecut printr-o greutate, dar am învins-o împreună. Domnule ministru, Alexandra Stoicescu sunt și știți că am tot vorbit în perioada asta, așa cum îi spuneam și lui Raed Arafat, în fiecare zi avem lucruri de pus la punct. Vreau împreună să lămurim și pentru cei de acasă ce vom face după ce terminăm această strângere de fonduri mamut. Fundația Mereu Aproape, vreau să îi anunț pe cei de acasă că împreună cu dumneavoastră o să încercăm să facem două lucruri, să căutăm nevoile. Ne-au scris foarte multe spitale din Bârlad, din Mangalia, din Galați, din toate colțurile țării cu ce nevoie au în fața acestui inamic care este, dacă vreți, pe lângă faptul că este invizibil, este și periculos prin faptul că e necunoscut și nu știi la ce să te aștepți până la capăt. Și împreună vreau să identificăm nevoile, fie că sunt la serviciile de ambulanță, fie că sunt la spitale, la terapie intensivă mai ales, pentru asta este că acolo vom ajunge vrând nevrând și de asemenea, cu sprijinul guvernului, să identificăm de unde pot fi luate la prețul cel mai bun
și cât mai repede toate aceste lucruri, domnule ministru, și vreau să explicăm împreună acest demers, că vom încerca să identificăm astfel încât să ajungă foarte repede. Noi și în momentul de față avem identificate și sursele, și producătorii, și distribuitorii pentru tot ce înseamnă aparatură medicală. Rămâne ca aceste zone de unde se produc aceste aparate medicale să fie deschise, să putem achiziționa. Avem și cei la care trebuie să ajungă. Avem în acest moment disponibilitatea față de ajutorul dumneavoastră să colaborăm și să ajungem acolo unde trebuie să ajungem. Adică să găsim acele aparate, acele ventilatoare, acele mecanisme ECMO, care sunt de circulație extracorporeală, în care să putem, pentru cazurile severe, fiindcă aceste cazuri severe se duc și se duc prin lipsă de oxigen la un moment dat și prin lipsa unui ventilator. Numai împreună putem să izbândim, putem să facem aceste lucruri, să conteze și să fie de ajutor foarte repede, domnule ministru, și vă mulțumesc. Mulțumesc tare mult, domnule ministru. Vă rog să le transmiteți colegilor dumneavoastră medici, înainte de a fi ministru, sunteți medic, sunteți chirurg, și cred eu că ce este foarte important în momentul de față este să știe că toată țara este în spatele lor, că îi susținem, că la finalul acestei crize va fi și un final acestui război. Desigur, vom trage linie și vom vedea câți dintre noi am fost oameni și ce minune că atât de multe milioane astăzi s-au strâns în locul acesta, fiind oameni, donând, având conștiință, având acea noblețe care în astfel de momente te face să treci peste orice fel de lipsuri pe care le ai sau le-ai putea avea pentru a susține medicii, pentru a susține până la urmă salvarea vieților. Și îmi doresc din toată inima ca la finalul acestui război să tragem linie și să-i vedem, să le vedem chipurile îngerilor în halate albe care fac minuni în zilele astea și vor avea în perioada următoare atât de multe lucruri de rezolvat. Mulțumesc mult! Eu vă propun următorul lucru. Când se va termina tot acest război, la final de război, să instalăm o scenă imensă în fața Palatului Parlamentului. Acolo să urce fiecare medic care acum este în linia întâi, fiecare asistent. Exact. Și în față noi, sute de mii de oameni, să stăm și să-i aplaudăm. E o idee. Atât. Cel mai mare concert din România să fie, cele mai mari aplauze să fie pentru oamenii ăștia.